Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu Cărțile pe Față. Vorbim în această ediție despre o expoziție eveniment deschisă la Craiova și despre autorul acestei expoziții, unul dintre cei mai importanți și cunoscuți artiști plastici contemporani, inconfundabil prin stilul lucrărilor sale și prin aparițiile sale, domnul Marian Zidaru, că și despre el este vorba, este și invitatul acestei ediții. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Alături curatorii acestei expoziții, numită Epocalipsa, criticii de artă, Mihaela Velea și Cătălin Davidescu, mulțumesc foarte mult de asemenea pentru că sunteți aici. Bună ziua, vă Și noi. mulțumim și noi. După 40 de ani, nu după 20, ca în celebrul roman al lui Dumas, iată, vă întoarceți la Craiova cu o expoziție personală, pentru că sunt 40 de ani de când ați terminat Liceul de Artă din Craiova în 1977. Șapte, da. 77. De ce așa târziu? Sau este târziu? Sau este doar la timpul potrivit? Cred că e timpul potrivit, pentru că nu puteam să revin în Craiova ca artist decât cu un aer matur. Expoziția despre care vorbim acum este prima expoziție de care mi-a fost frică. M-am temut tot timpul că nu e ce trebuie, că e prea mult, că e prea puțin, că e nepotrivit, că e prea potrivit, și lucrurile astea m-au făcut să tot amân momentul în care să vin cu expoziția aici. Pentru că una e să vizitezi orașul așa din interese familiale și alta este să te prezinți ca artist. Aici m-am format primii ani de educație artistică, i-am făcut în Craiova și vreau să dovedesc că efortul profesorilor mei n-a fost în zadar. Povesteați la un moment dat că a fost și prima dată după 40 de ani când ați avut timp să vedeți orașul așa la modul mai tihnit și vreau să vă întreb cum a fost reîntâlnirea asta cu Craiova. O să vă mire afirmația mea, dar consider că a fost o comunicare magică. De când sunt în Craiova, parcă plutesc. Pentru că, de fapt, Craiova copilăriei mele a fost un mare șantier. Era un oraș de basculante și tractoare și buldozere, iar cei de vârsta mea erau dominați de acest haos. Am căzut într-un canal în construcție, era să mă calci o basculantă, deci lucruri de genul ăsta. Și în haosul ăsta, refugiul era aceste clădiri vechi în care erau tot felul de instituții școlare, Casa Vernescu, unde era pe vremea mea Casa Pionierilor, Muzeul de Artă, un refugiu, singura curte liniștită acolo, mă jucam sau mă plimbam în curtea aceea, tocmai pentru a scăpa de șantiere, de basculante. Și acum, când am văzut o Craiovă curată, cu casele vechi restaurate, centru vechi pus în valoare într-un mod foarte frumos, calea Bucureștiului curată și cu un nesfârșit târg de flori, l-a remarcat așa din viteza mașinii, s-a părut ireal. Absolut ireal. Nu mai zic parcul Romanescu, despre care nu mai e nevoie să repet ceea ce înseamnă pentru fiecare cetățean al Craiovei, dar văzându-l așa curat, liniștit, iar pentru mine a fost un miracol, efectiv un miracol, această reîntâlnire cu Craiova. Iar populația mi s-a părut excesiv de cuminte, sau poate e doar o părere, și chiar un aer intelectual. Este o vorbă, cunoști orașul după taximetriști și ospătari. Din acest punct de vedere, trece pe locul întâi Craiova. Poate am nimerit eu la cei mai buni taximetriști și la cei mai buni ospătari. Dar orașul, în general, mi-a lăsat o impresie extraordinară. Eu îl socoteam așa în ultima vreme, după știri și după ce mai auzeam, un oraș de factură proletară, așa, dar mi se pare aproape aristocrat. Ne bucurăm, evident, să auzim că acestea sunt impresiile dumneavoastră. Cătălin Davidescu, ce înseamnă pentru Craiova o expoziție Marian Zidaru? Nu știu, poate un soi de recuperare după atâția ani a unui artist care, iată, s-a format aici? Mă
Îmi este greu să spun ce înseamnă pentru Craiova o expoziție Marian Zidaru. Sigur, mai curând a spune ce înseamnă pentru mine și pentru cei care ne-am implicat afectiv și tehnic în această expoziție. Sigur, o primă recuperare, și am mai spus-o și vreau să o subliniez, parțială, a fost în 1983, când Marian Zidaru a revenit cu câteva lucrări într-o expoziție de grup, dar care în continuare cred că a fost o expoziție importantă pentru generația 80 și pentru faptul că era un spațiu muzeal unde ei au fost expuși. Dar de atunci, într-adevăr, Marian Zidaru nu a mai fost în Craiova, spre tristețea tuturor celor care lucrează în domeniul artei și care știu ce înseamnă brandul Marian Zidaru, Victoria Zidaru. Cred că a fost tot o întâlnire magică. Noi ne-am mai întâlnit destul de rar, ne-am intersectat traseele prin București, dar cred că așa a trebuit să se întâmple și cred că eu și toți cei care ne-am implicat, Mihaela Verea și colectivul Muzeului de Artă, avem aceea stare de plutire de care povestea și Marian, pentru că, pe de o parte, revenirea lui la Craiova cu un eveniment de o asemenea importanță și cu greutatea pe care a căpătat-o în acest răstimp numele și renumele său de artist, mi-aș dori să fie și o provocare pentru tot ceea ce se întâmplă în spațiul artistic craiovean și care, sigur, că orice craiovean mi-aș dori să fie și mai puternic decât este acum. Putem vorbi, Mihaela Velea, despre un palmares al Muzeului de Artă din Craiova care a devenit din ce în ce mai consistent în ultimii 2 ani. Muzeul de Artă începe să fie bine configurat pe harta evenimentelor artistice din România. Care este locul Epocalipsei în acest traseu? Eu mă bucur că putem vorbi despre un asemenea palmares. Dacă Marian Zidaru spunea că un oraș poate fi cunoscut după chelneri și după taximetriști, eu cred că Craiova poate fi cunoscută ca oraș important după ceea ce putem vedea la Muzeul de Artă. Nu pentru că vreau să ne laud doar, să fie o laudă de sine, dar expoziția Marian Zidaru este o expoziție care putea să fie la orice alt muzeu important, nu doar din România, ci și din lume. Marian Zidaru nu este doar un craiovean sau un român. Este un artist care are o poziție foarte bună la nivel internațional. Este, n-aș vrea să greșesc să-i spun, un brand de țară. Este un icon. Este o figură iconică a generației sale și nu doar a generației sale, a artei contemporane. Expoziția de la Craiova se configurează cumva foarte special, în sensul în care nu este o expoziție retrospectivă. Este cea mai mare expoziție, așa cum i-a confirmat artistul, pe care a făcut-o până acum, iacă la Craiova, orașul de unde a plecat acum 40 de ani și cu care nu știu cât de mult sau puțin a ținut legătura, dar cred că destul de puțin. Și este o expoziție de concept. Este o expoziție care a fost gândită pentru acest spațiu și nu doar pentru spațiul din Craiova, ci pentru spațiul românesc. Este o expoziție în care noi ne regăsim și în care noi cumva trăim, poate fără să ne dăm seama. Dacă titlul expoziției, Epocalipsa, a părut cumva așa amenințător, asta înseamnă că societatea în care noi existăm, ca artiști, ca privitori, ca lucrători în orice domeniu, este una care are tendința să ne acapareze, să ne acapareze în sensul în care ne limitează anumite gânduri, ne configurează într-un anume fel, nu ne lasă indiferenți, ne transformă pur și simplu. Artistul Marian Zidaru este un artist care are deja o poziție care este foarte ușor de recunoscut.
expoziția de la Craiova îl prezintă într-un mod diferit. În afară de lucrările sale cu care s-a remarcat încă din anii 80, vine cu un soi de, să spun, instalații, deși artistul nu vrea să se considere un artist vizual care lucrează în mod special în zona instalației, cu un soi de filme care completează tot. Iar acestea se constituie într-un tot, este un concept unitar, este un construct vizual și un construct ideatic. Pornind de la acest joc de cuvinte, epoca, apocalipsa, și această stare, această situație a artei contemporane și a societății contemporane, s-a construit o expoziție care ne privește pe fiecare dintre noi și în care, poate când intrăm, ne simțim așa un pic frisonați, dar în care ne putem regăsi în orice moment. Cred că cel mai important ar fi să vedem și imagini de la expoziție, și pentru că au fost câteva zile lungi în care s-a lucrat pentru instalarea expoziției, urmate apoi de o zi lungă, dar frumoasă și magică, cum a spus dumneavoastră, ziua expoziției în sine. Derulăm și noi filmul, pe parcursul emisiunii, filmul acesta al expoziției și vedem acum o primă parte. Marian Zidaru este un artist care, practic, viața lui se confundă cu efortul lui de a face artă. În sensul că, practic, arta lui are un efect transformativ față de el. E genul de artist de viziune, cum spuneam, care se vede cumva chiar și pe morfotipul lui că este artist. Nu prea poți să-l confunzi cu altceva, nu poate avea o altă ocupație. El este artist, pentru care muncește non-stop. Muncind non-stop, timp de deja mai bine de aproape 40 de ani, evident că există operă în spate și el poate rezolva, crea un anumit tip de masă critică care să... Nu numai calitatea este pusă în joc, ci și un anumit tip de cantitate. Or, e frumos și bine, cumva, că atunci când există un eveniment sau un artist foarte important, poate cel mai important sculptor român la ora actuală, ca totul să nu devină o simplă expoziție, ci să devină cumva chiar un eveniment, în așa fel încât toată Craiova aproape, sau toate locurile importante ale Craiovei, să intre într-un anumit tip de comunicare. Asta s-a încercat și chiar cred că au reușit cei de la muzeu să facă lucrul ăsta. Acest subiect este unul din subiectele importante ale creației lui Marian Zidaru.
El a vorbit întotdeauna despre aceste subiecte, despre aceste subiecte majore, solemne, importante ale vieții unui om, practic că ne privește pe toți și mai ales ne privește acum, în acest moment pe care îl trăim, pe toți ne privește ceea ce se întâmplă și ceea ce se întâmplă cred că face parte din ceea ce se spune că este apocalipsa. Trăim în viața noastră aceste momente, probabil că acum 30 de ani, 40 de ani, nu bănuiam că o să fim martorii acestui moment, dar iată că suntem martorii acestui moment, al acestor ultime pagini din Sfânta Scriptură, pentru că este ultima pagină pe care noi o trăim și suntem martorii ei. Este subiectul major al preocupărilor lui Marian Zidaru. Probabil că acum s-a copt, acum trebuia să fie și aici trebuia să fie, în locul de unde el a plecat. A plecat din Craiova, s-a școlit în acest loc, a învățat din acest muzeu, este locul în care el a înțeles ce înseamnă arta. În acest muzeu a înțeles lucrul acesta de la mari maestri, de la Țuculescu, de la Brâncuși, în primul rând, Anghel Țuculescu și Stoenescu și Paladi și toți cei pe care îi admirăm. Și iată că se întoarce ca artist, plecând ca tânăr student, ca tânăr licean, și se întoarce ca artist cu o temă majoră a creației lui, apocalipsa. Față de alte, să zicem, expoziții ale lui Marian Zidaru, există acum partea de noutate, dacă mă întrebați. Ține de un anumit tip de braț sau mână adresată și contemporaneității. Există câteva, o lucrare chiar interactivă. Există niște detalii care fac apel la societatea informațională și la tot ceea ce înseamnă o societate ce folosește mijloacele acestea de comunicare rapidă, pe care vă invit să le descoperiți. Pe lângă, să zicem, latura mai clasică a lui Marian Zidaru, aceea de sculptură în lemn, de obiect definit, obiect care încearcă să se transforme într-un simbol. El este un artist care se hrănește din energiile locului și fiind și multă vreme craiovean, a revenit acasă. Ce poate decurge din titlu Apocalipsa ar putea fi doar, să zicem, anumite indicii pe care el le dă legate de utilizarea proastă a tehnologiei moderne. În sensul ăsta. O văd eu ca fiind valabilă. Arta vine tot timpul cu soluții individuale. Practic, artistul este suveran pe propriul lui suflet și pe propria lui artă și el se transfigurează pe sine, dându-se ca exemplu. Dar în momentul în care acea soluție devine, să zicem, instituție, atunci se strică toată treaba. Atunci se strică maioneza. Arta nu poate să modifice decât suflete individuale. Nu poate să dea lecții de masă, în niciun caz. Este o iluzie dacă ne putem imagina acest lucru. Artistul este el exemplu și el poate fi urmat, eventual, de către alți oameni care, în măsura în care urmează acest exemplu, devin și ei artiști. Apocalipsa nu înseamnă doar distrugerea răului. În primul rând, apocalipsa înseamnă o renaștere și înseamnă o speranță și înseamnă un viitor nou, un început nou pe alte principii, pe principiile pe care omul le-a abandonat atunci când a fost în Eden. Le-a pierdut, iar se pare că Apocalipsa vestește acest început nou al reîntoarcerei omului în Eden. Pentru mine, ca
coleg și ca apropiat de laboratorul creației, cred că este un mariaj aproape de săvârșit al lucrărilor în acest spațiu. Nicăieri lucrările lui Marian Zidaru nu au fost atât de bine puse în evidență. Și vedeți, cred că rozul lui Masaccio și al lui Frangelico și al lui Botticelli, pe care Marian l-a înțeles atunci când a făcut călătoria în Veneția în 1983-84, cu ocazia unei burse în Italia, cred că acel roz și acele nuanțe de roz și de puritate veneau de fapt de aici. Acolo cred că le-a recunoscut și le-a reinventat, reinterpretat, dar ele veneau de aici. Acum îmi dau seama și văd că aceste lucrări de fapt de aici s-au născut într-un fel, din muzeul de la Craiova. Domnule Marian Zidaru, v-ați dorit ca această expoziție să fie una de tip eveniment? A fost practic sau este o invazie a lucrărilor Marian Zidaru în mai multe spații expoziționale din Craiova? A fost și acest episod al performance-ului, al plimbării cu Ungerul Călător pe străzile Craiovei. De ce ați gândit expoziția în modul acesta? Este nevoie, nu știu, ca artistul să facă astfel de gesturi mai ample, mai pentru, eu știu, atrage de mână cumva publicul să își îndrepte atenția către ceea ce propune? Vedeți, acest eveniment am vrut să fie ca un scurt circuit în zona liniștită și poate prea liniștită a unui oraș de provincie. Proiectul inițial ar fi trebuit să fie între Muzeul de Artă și Clubul Electroputere. Deci un traseu mult mai lung. Chiar mă gândeam să inserez o lucrare și la universitate și pe tot acest traseu. Deci ca în intenția de a rupe orașul în două, adică să fie un eveniment atât de puternic încât să se simtă un șoc. Poate ilustram prin această expoziție vorba românească a rupe pisica în două. Să fie un șoc, un eveniment ca să atragem atenția. Dar de ce acest lucru? Din simplu fapt că zona culturală românească are nevoie de evenimente puternice. Ca să putem dovedi noi artiștii că în România se face o cultură de mare valoare, a zice eu. Dar din cauzele pe care nu e cazul să le enumer aici, dar pe care le știm cu toții, lipsa infrastructurii, lipsa unor fonduri puternice, pentru că o expoziție mare are nevoie de o susținere puternică, am făcut cât am putut noi să facem. Cu echipa de la muzeu care aproape s-a jertfit pentru această expoziție, s-a putut realiza acest lucru. Această expoziție am făcut-o și în memoria marilor artiști care au avut, să zicem, ghinionul să se nască atunci când a fost mai dificil. Ovidiu Maitec, George Apostu, Ion Nicodim, nu mai zic Iliescu Călinești și mulți alți artiști, mulți alți sculptori de uriași de talia lui Brâncuș, despre care nimeni nu mai vorbește nimic. Lucrările lor lipsesc din colecțiile permanente, mă refer la expunere, sigur că în beciurile muzeelor există. Dar am o mare tristețe din acest punct de vedere, pentru că și eu am ajuns la vârsta ieșirii din scenă și îmi dau seama că în România există o fatalitate a artistului. Artistul, ca și Hristos, sfârșește pe cruce. Și în această idee am dorit să fac un eveniment cu lucrări mari. Mare artă înseamnă lucrări mari chiar la propriu. Nu putem face expoziții importante cu sculptură mică sau cu picturici și cu sculpturici, cu lucruri de genul ăsta. În acest sens am populat Muzeul de Artă, acolo este expoziția de bază, apoi Galeria de Artă, care
făcea legătura între Muzeul de Artă și Teatrul Național. La Teatrul Național am expus o lucrare cu un diametru total de 12 metri. Viziunea lui Ezechiel se numește această lucrare. Și s-a potrivit foarte bine în acel spațiu. Mai aveam încă o piesă, Balena Roz sau Chitul lui Ion, lui Noe sau Sămânța lui Noe, încă nu i-am fixat titlul pentru că e o lucrare recentă, terminată în proporție de 99% și care am adus-o de la Suceava, dar în drum spre Craiova am aflat că ușile teatrului n-au decât 80 de centimetri, lucrarea având 120 în diametru, și atunci am debarcat-o la București. Dar cu altă ocazie, sigur, vom relua acest lucru. Craiova, în special, are nevoie de manifestări eveniment. Adică suntem sătui de așteptare, noi artiștii, suntem revoltați cultural vorbind și atunci vrem să ne manifestăm agresiv și cu toată hotărârea. Aș vrea să insistăm puțin pe episodul performance-ului, o marcă deja a dumneavoastră, călătoria aceea, plimbarea aceasta a îngerului călător. Critica de specialitate a folosit pentru a vă caracteriza sintagma de artist profet. În ceea ce ați spus dumneavoastră la vernisaj, am văzut că ați folosit aceeași sintagmă. Artistul contemporan este singurul profet al vremurilor noastre. Și aș vrea să vă întreb să ne dați mai multe explicații despre acest episod al performance-ului. Făceați la un moment dat o asociere cu procesiunile religioase creștine. Eu fac o artă contemporană de inspirație creștină, pentru că arta la origine a apărut ca să slujească vizual actului religios. În afara cultului nu poate exista cultură. Și deși mulți artiști se pretind a fi atei, ei au o marcă a apartenenței religioase. În Occident se face o cultură de tip catolic, aici în Balcani se practică o artă de tip ortodox. Iar în spațiul românesc, sudul practică o artă de tip ortodox, iar Ardealul are o amprentă catolică. Nu este în totalitate, dar mă refer în special la Academie. Școala de București e o școală de interpretare, iar școala de Cluj este o școală de studiu academic. Deci asta ar fi diferența. Lucrul ăsta există în subconștient, există în structura spirituală a artistului. Și atunci eu mi-am ales această zonă a amestecului, a melanjului între cultura academică și cultura populară. Ilustrată foarte bine de Brâncuș, sinteza lui Brâncuș este o punere în valoare a culturii populare pe considerente academice. El însuși fiind un artist de factură academică de cea mai bună calitate. Îngerul Călător este un proiect care l-am început în 94 pe platoul Bucegi, a fost prima acțiune de acest tip, în intenția mea de a resacraliza munții patriei, pentru că ei însoțeau totdeauna realizările comunismului, apăreau în context politic și își pierduseră semnificația lor sacrală. În contextul Îngerului Călător, munții patriei, Bucegi în special, partea de jos, partea de sud, în zona Sinai, Vârful Omul, Babele, platoul Bucegi, tot acest spațiu a devenit un spațiu sacru în prezența îngerului. Am folosit acolo cruci, am folosit îngeri, am folosit o serie de lucrări. Îngerul timpului mai era pe acolo. Și am schimbat, cel puțin în spațiul ecranului, imaginea acestor munți. Dar al doilea performance l-am făcut la Düsseldorf. Îngerul pe care l-am plimbat prin Craiova este chiar realizat la Düsseldorf și l-am plimbat prin oraș și sub formă de scândură și sub formă de sculptură, în final. Am avut în plan să fac un înger al Craiovei, dar nu a fost timp, pentru că termenul expoziției se tot apropia
de momentul fatal și am zis, decât să fac un lucru, un pripă, mai bine îl folosesc pe acesta. Iar crucea de pe înger este crucea lui Joseph Beuys, un artist reprezentativ al Germaniei, despre care eu cred că a dat o direcție culturală și morală Germaniei de astăzi. Deci Germania de astăzi este opera lui Joseph Beuys. Rolul artistului este să influențeze subtil comportamentul social și politic al societății. Oamenii nici nu își dau seama că sunt influențați de ceea ce se petrece cultural în jurul lor. Ori în anii 60, Germania trecea printr-o criză de identitate cumplită. Aveau complexul războiului pe care îl pierduse și îl declanșaseră fără prea mult discernământ și nu își regăseau identitatea. După război, deja erau foarte multe influențe americane acolo. Germania nu se regăsea. Și atunci Joseph Beuys, printr-o acțiune de performance, el de fapt a adus în discuție instalația, dacă e să-l scoatem din discuție pe Marcel Duchamp. Deci Joseph Beuys a adus în discuție elementul organic, elementul de instalație și mai ales elementul mistic. Deci el este primul artist de factură protestantă, mi se pare că era reformat, nu mai știu exact ce religie avea, care a avut curajul să-și afirme apartenența creștină. A avut o serie de acțiuni în metroul din Berlin, folosea gelatină, o arunca pe pereți. El a avut o lucrare care s-a numit Pompa de Miere. Ce să vă mai spun, o sârmă îndoită și o șurubelniță băgată în vaselină căpătau dimensiune mistică. Era un lucru extrem de ciudat. Și atunci, după această acțiune, Germania și-a recăpătat identitatea și a devenit locomotiva Europei. În acest sens, mi-am început și o carieră de artist contemporan pe structura românească și în considerentul că arta este un semn care poate schimba lucrurile în subconștientul privitorului. Și atunci Îngerul Călător a fost această acțiune concretă, explicită, tezistă chiar, de a resacraliza spațiul citadin, spațiul de existență uman. Îngerul Călător are misiunea lui de a da încredere spațiului în care se desfășoară, de a readuce în discuție dimensiunea lui Iisus Hristos, mărturisit natural, firesc, ca o tradiție și ca un act cultural și ca un, cum să spun, o cauză a existenței. Deci Îngerul Călător este un act, o acțiune profetică de maximă actualitate și nu este un gest periferic care aparține spațiului habotnic ortodox, ci este, iată, un act de maximă contemporaneitate început în Germania, în spațiul vestic al Europei. A fost însă prima dată când Îngerul Călător a fost urmat de foarte multă lume și aș vrea să vă întreb cum ați văzut reacția publicului? Surprinzător de naturală și de firească. Este foarte adevărat că am avut emoții, bănuiesc că artistul și mai mari decât mine, vis-a-vis de această reacție și de un lucru oricum inedit pentru spațiul cultural craiovean, dar a fost un gest firesc care s-a integrat surprinzător de bine în acest traseu, nu foarte lung, dar nici foarte scurt, care a implicat Galeria de Artă și Teatrul Național. Deci o zonă centrală, o zonă aglomerată, o zonă care putea să aibă reacții diverse. A fost o scurtă oprire în dreptul primăriei, unde Marian Zidaru s-a oprit cu îngerul și Îngerul vertical era simbolul gloriei, simbolul triumfului.
Și instinctiv l-am așezat în fața primăriei. Nu a fost o chestie premeditată, s-a întâmplat pe moment. Am trecut, asta e primăria, ia să-l punem noi la vertical aici, că poate prinde bine. Da, dar a fost un lucru inedit, spontan, însă de mare efect pentru cei care au participat la acest alai, la acest drum inițiatic în final. Sigur, lucrurile astea s-au mai întâmplat și în București, și în Craiova, în Târgu Jiu, mă gândeam acum, pentru că Paul Gherasim a avut o asemenea inițiativă la un moment dat, acum câțiva ani, când a refăcut traseul creațiilor brâncușiene, însă cu cât se va întâmpla mai des, cât vor avea loc mai multe gesturi de genul acesta, artistice, puternice, de impact în zona urbană, cred că cu atât mai mult vom fi marcați în sensul în care, marcați pozitiv, în care artistul spunea pe bună dreptate că poate fi marcată societatea contemporană citadină românească. Un episod inedit a fost și acela al faptului că ați explicat publicului intențiile artistice pe care le-ați avut în fiecare dintre lucrările prezentate. Eu nu am mai văzut așa ceva, poate doar la Michi Trifan, care oricum are un alt stil. Da, păi eu fac parte din școala lui Michi Trifan, așa că aș chiar nu sare departe de trunchi, nu? Ți se pare, Mihaela Avelea, binevenit un astfel de gest al artistului care dezvăluie din intențiile sale publicului? Eu cred că aceasta este cea mai sinceră explicare, să-i spunem, dacă e nevoie de cuvântul explicare, a unei opere de artă. Orice o expoziție are un limbaj tehnic care nu se vede. Are niște tehnicieni care lucrează și aceia am fost noi. Și atunci mesajul acesta este transmis din mai multe direcții. Artistul este primul om care transmite mesajul. De aceea cred că este cea mai sinceră, cea mai aproape de ceea ce trebuie să simtă publicul și este poate cea mai, cum să spun, mai sentimentală și mai emoțională apropierea artistului de public. Vă invit acum să mai urmărim partea a doua din filmul expoziției și revenim pentru ultimele minute ale discuției. Aici mi s-a părut în această expoziție un ludic pe care de obicei Marian nu neapărat îl ascunde. Dar nu-l pune pe tapet în primul rând. A începe cu o nuanță șăgalnică o expoziție este... Ciuda gravității temei. Absolut. Este pentru prima dată când, și credeți-mă că am văzut din 1993 până acum, probabil 90% din expozițiile Marian, care au fost de ordinul zecilor în toți acești ani.
Și niciodată nu au început expozițiile sale care sunt grave prin definiția artei sale. De la început, de când a făcut această turnură în 1983-84 spre o artă dramatic mistică, deci nu doar mistică, dramatic mistică, o artă a sacrificiului, din acel moment mai toate lucrările sale, chiar când sunt contorsionate într-un anumit sens elegant, nu sunt ludice. Ei bine, de foarte puțin timp, de foarte puțin timp la scara operei sale înseamnă 3-4 ani, de vreo 3-4... Da. A început să lucreze la piese care nu neapărat te fac să râzi, deci nu este un ludic, dar care au o inflexiune jucăușă. Ei, aceasta este, poate, eu știu, surpriza unei expoziții așezate într-un loc ca acesta, plin de, știm foarte bine, anecdotica moltenească. Așa că poate, nu știu, poate că este o, sigur nu e o reverență făcută locului din partea lui. Este un lucru interior, dar pe care l-a pus pe tapet în acest loc. Elementele etice la Marian Zidaru nu pot fi desprinse de elementele religioase mistice. Deci este o etică mistică la el. Iar, exigența maximă a misticii este aceea de a te conforma unui adevăr primit de gata. Ceea ce este extrem de greu. Toți ne putem permite să avem o etică proprie. Am descoperit fiecare adevărurile utile nouă înșine. De obicei sunt adevăruri utile în chip individual. Deci adevărul care ne justifică individualismul, ori la această etică mistică, ele sunt exact invers. Adică sunt adevăruri colective, desprinse din tradiție și care duc de obicei către întărirea spiritului comunitar, întărirea a te da către celălalt, nu a lua din celălalt pentru tine. Și a intra pe un asemenea teritoriu, la ora actuală în artă, e periculos pentru multă lume și de obicei nimeni nu se bagă. Pentru că cel mai... dar nu vreau să folosesc un barbanism ca safe, dar cel mai sigur este să faci o artă care este complexă ca mijloace și în același timp obscură ca țintă morală. Cu cât este mai obscură și cu cât este mai relativă, cu atât este mai difuză, cu atât este, poate fi îmbrățișată și de X și de Y și de Z și atunci poți să treci drept divers. Chiar dacă tu îți urmărești, să zicem, un interes care nu e deloc divers, este invers. În cazul lui Marian este total altfel. El urmărește un interes, pentru unii, abuziv, un interes abuziv general, colectiv. El vorbește în numele pentru și, să sperăm, binele tuturor. Ceea ce este totuși sfidător, e sfruntat. Un artist care dă reguli de viață, nu doar reguli de artă, un artist care dă reguli de îmbrăcăminte, de hrană, e un artist care, poate cuvântul ar fi un fel de guru, dar este un artist care este un reper. E un context în care o operă, care nu mai este de mult timp fanatic religioasă, ci este o operă, aș zice, ferm religioasă. Nu mai are militantism. E într-un moment, după cum știm cu toții, într-un moment în care tot ceea ce invoci din zona religiei ține ori de fanatism, ori de contrafanatism, ori de liberalism. El încearcă să păstreze de ceva timp, după evenimentele extrem de tragice prin care am trecut cu toții, chiar dacă nu mi s-au întâmplat nouă, Marian Zidaru are antene, nu neapărat prin televizor, el nu e un frecventează neapărat televiziunea, dar are antene în societatea noastră, în civilizația noastră. Și sentimentele lui față de victime, față de direcția, într-un fel de destradiționalizare, e un barbarism, de desprindere de tradiție și de recurs la un fel de relativism generic, asta îl face mai ascuțit, mai țepos. Iar această țepoșenie, până la urmă, este o formă de moralizare. Moralizarea noastră a tuturor, o formă de exigență. O exigență pe care lucrările sale, de obicei, n-au niciun fel de, nicio reținere de a lovi cu barda, cum se spune. Ei, de asta spuneam, în această expoziție, ele nu mai lovesc cu barda. Ele te înfășoară, te iau pe ocolite, te iau cu zâmbet șăgalnic și te conduc într-un fel de cot, nu te împing de la spate.
Erwin Kessler, un critic care vă cunoaște foarte bine opera și evoluția artistică, spunea în filmul pe care l-am văzut că este prima dată când distinge în lucrările dumneavoastră note de umor. Nu știe dacă lucrul acesta se leagă cumva de faptul că ați venit în Craiova, că aici este un spațiu oltenesc, căruia este specific acest lucru. Vă recunoașteți în caracterizarea aceasta, note de ludic? Mă recunosc, dar nu este prima oară. Încă din cele mai vechi timpuri am simțit nevoia să introduc puțină ironie, puțin ludic în aceste teme grave. Tocmai ca da, să... exact, în ciuda temei foarte grave. Da. Tocmai în intenția de a prezenta un creștinism deschis către mase. Hristos n-a venit să stea închis în biserică, așa ca într-o pușcărie. Nu, și duminica să venim la vizită. El a venit între oameni ca să fie în permanență cu ei. El a locuit în casa țăranului, a fost și în casa aristocratului, a fost și la curtea regilor, deci e în permanență, e în avion, e în tren, e pe stradă, e printre noi. Și din punctul ăsta de vedere, lucrările trebuie să prezinte lucrurile cu multă seninătate. Chiar moartea în sine este, mai ales în cultura populară românească, este ceva hazliu la un moment dat, adică Cimitirul Vesel de la Săpânța descrie foarte clar lucrul ăsta. Și titlurile care le-am dat la o colecție de morți, cred că sunt vreo 5 sau 6, nu mai știu câți am pus acolo, sunt titluri comune. Mort de râs, mort de beat, mort de dor, mort de. Lucrul ăsta e specific, aparține spațiului românesc și spațiului creștin-ortodox. Pentru creștin moartea nu mai există. Este doar o motivație de a trece într-o lume cu siguranță mult mai bună. Prima lucrare de acest tip asumat creștină, dar cu intervenții poate mult prea îndrăznețe, a fost Calea Siberiană, pe care am expus-o în 1993, cred, la etajul 3-4, Teatrul Național din București. Era o desfășurare de 300 de cruci pe jos, așezate de pe jos. Crucile erau ușor curbate. Pe fiecare cruce am așezat o piatră și atunci crucile s-au ridicat. Am făcut acea instalație în memoria românilor, în special a moldovenilor, deportați în Siberia. Se numea Calea Siberiană, acest lucru. În urma acelei expoziții am primit lovituri din partea bisericii că sunt obraznic și îmi permit să pun crucile pe jos, din partea artiștilor că ce mi-a venit să bag crucile într-o expoziție. Erwin Kessler a fost singurul care mi-a luat apărare și de atunci a început colaborarea cu noi. În urma acelei expoziții s-a declanșat un conflict cultural și teologic cu Sorin Dumitrescu, lucru care m-a avantajat foarte tare, și din acel moment am început o carieră de artist contemporan asumat, mistic. Pentru că consider că artistul secolului 21, vrând nevrând, are o misiune profetică. Și lucrul ăsta nu este greu de înțeles. Chiar și ce face Nichi Trifan sunt gesturi simbolice foarte importante. Artistul simte nevoia să restabilească armonia lucrurilor. Pentru că s-a pus prea mult accent în acest secol pe matematica numerelor, care matematica nu are morală, și s-a lăsat deoparte matematica artei, care este mult mai profundă și bazată pe morala creștină. Eu cred că trăim într-o epocă ce se poate salva numai prin cultură. Și asta e meseria noastră, cu asta ne ocupăm. Încercăm să facem lucru cât mai bine cu putință. Și până la urmă, cred că este un mesaj optimist acesta, că ne putem salva prin cultură. Da. Expoziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii februarie a anului viitor, dar mai urmează un eveniment până la închiderea expoziției. O să arăt acum catalogele de la ultimele expoziții personale deschise. Da, este expoziția numită Înger, Tronul, Voievoți, deschisă la Palatul Mogoșoaia din București. Și curatoriată de Erwin Kessler. Erwin Kessler, o expoziție, da, în care ați expus alături de Victoria Zidaru. Da.
Nu degeaba arăt aceste cataloage și încă unul, de data aceasta o expoziție a Victoriei Izidaru, Zis și cusut, din 2016, cred. Da, anul trecut a avut aceasta. Ce se mai întâmplă până când se încheie expoziția? Va mai fi un eveniment, spuneam. Expoziția nu se oprește în acest fel, adică nu are deja un traseu care să fie închis. Expoziția va avea încă un popas, încă o ieșire în public, vom lansa un catalog care va descrie în amănunt tot acest eveniment de la Craiova, care bineînțeles că va fi însoțit de toate, de discursuri critice, dar și de material informativ, fotografii care documentează expoziția, dar noi ne dorim încă o inserție de lucrări Marian Zidaru. O spunem în premieră, a fost gândul nostru să continuăm cumva acest proiect. Așadar, publicul la jumătatea expoziției poate să revină în Muzeul de Artă cu sentimentul că va vedea ceva nou și asta nu este o promisiune în zadar. Cătălin Davidescu, aș mai vrea pe finalul emisiunii o idee din partea ta. Ce înseamnă Marian Zidaru în arta contemporană de astăzi, pe scurt, dacă se poate? Pe scurt nu pot să spun decât ceea ce spontan am spus ieri la deschiderea expoziției și cred, pentru că în cele câteva ore care au trecut de atunci m-am gândit la această treabă, cred că acum Marian Zidaru este o identitate la fel de puternică sau cea mai puternică identitate artistică de la un alt oltean, Ion Țuculescu încoace. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Invităm pe toți telespectatorii noștri craioveni și nu numai să treacă pragul Muzeului de Artă și al celorlalte două spații expoziționale, Galeria de Artă și Teatrul Național, pentru a vedea lucrările expuse de Marian Zidaru. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă dau întâlnire la o ediție viitoare.